e momentul să vorbim despre un eveniment extrem de important despre care tot vorbim de câteva săptămâni și abia le așteptăm. Este vorba despre Cotnari Rally Iași 2016 și alături de noi în studioul Viva FM este domnul Dan Codreanu, manager al evenimentului. Bună dimineața și mulțumim tare mult că sunteți alături de noi! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Mi-a făcut mare plăcere să vorbim cu dumneavoastră, mai ales că aveți așa o istorie în Iașiul acesta în materie de organizare de evenimente și de evenimente foarte, foarte frumoase și cumva aveți așa capacitatea aceasta de a pune bazele unor lucruri foarte interesante care se întâmplă. Vorbeam mai devreme despre un club foarte bun care a fost în Iașiul nostru. Mulțumesc! Cred că am marele noroc de a avea parte de o echipă foarte bună. În jurul meu, bineînțeles că sunt niște oameni grozavi și un eveniment de asemenea învergură nu se poate face de unul singur niciodată. Dumneavoastră, la câta ediție sunteți în calitate de organizator? De manager al raliului sunt din 2014. A fost primul raliu la care am fost eu în prima poziție de conducere și de atunci... Nu pot să fiu modest, dar suntem pe locul 1 în țară în materie de organizare. Am auzit, asta e o competiție acerbă și aveți foarte multe puncte de bifat și am înțeles că le bifați pe toate și e totul în regulă. Da, avem o listă de vreo 400 de puncte pe care trebuie să le bifăm și trebuie să iasă totul conform acelui raport a Observatorului Federal. Începând de la poziția steagurilor din fața scenei și până la securitatea cursei, care nu este deloc de neglijat, împreună cu acești oameni minunați facem o echipă fantastică și uitați că ne iese. Eu sper din toată inima să câștigați și anul acesta locul întâi. Să nu vă deziceți de la această... Avem premizele necesare. Toate evenimentele ce se vor desfășura în timpul, în această perioadă a raliului, s-au legat așa foarte frumos și au venit cu niște completări, atât parteneri noi, care nu bănuiam că o să-i avem acum 2 săptămâni, și mă refer la o mare bancă, care va oferi un spectacol împreună cu primăria în municipiul Iași. Și uitați, vedeți, se leagă și firmele mari vin alături de noi pentru că am inspirat încredere și inspirăm încredere în ceea ce facem. Vorbeam ceva mai devreme cu dumneavoastră despre implicarea comunității ieșene în tot acest eveniment. Ați avut parte de sprijin din partea autorităților, din partea tuturor oamenilor, disponibilitatea aceasta și v-a întrebat lumea cu ce vă pot ajuta? Extraordinar. Deci avem un sprijin fantastic din partea autorităților locale, în special din partea primăriei municipiului Iași, care cu toții au înțeles că această manifestare, chiar dacă deranjează unii oameni mâine, și îmi cer scuze pentru asta, aduce vizibilitate municipiului nostru, aduce investitori și turiști. Să nu uităm de turiști, pentru că vor fi în jur de 5.000 de turiști începând de mâine până sâmbătă, care lasă bani în orașul nostru, nu? Da, așa este. E foarte important. Voiam să vă mai întreb un lucru. Știu că citeam dimineață în presă că restricțiile în trafic la acest eveniment încep astăzi. Mi-ați spus că nu e adevărat, încep mâine când începe evenimentul de altfel. Este informație puțin greșită. Nu trebuie să speriem lumea că 2 zile ținem străzile închise. Mâine va începe amenajarea la prima oră, la ora 6 dimineața. Și în cursul nopții de joi vom reda circulației publice drumul, pentru că vom lucra într-un lift foarte alert. Totul este bine pus la punct împreună cu primăria Iași și cu partenerii ce ne vor ajuta atât la amenajare cât și la degajarea drumului. Suntem pregătiți cu toată, suntem foarte mulți oameni implicați în acest eveniment și lumea trebuie să înțeleagă că Iașul merită mai multă vizibilitate. Așa este. Și apropo de acest subiect, practic doar mâine în oraș, propriu zis, vor fi aceste restricții de trafic, deoarece apoi vă mutați, nu? Sigur, închisă circulația de pe intersecția cu Spitalul Sfântul Spiridon și până la Ciușmeaua Păcurari pe această traiectorie. Circulația pe relația Copou-Arcu
nu este închisă nici pe, nici pe urcare, nici pe coborâre. Am înțeles. Și oricum vor avea alternative la transport, oamenii. Sigur, și seara la concert, începând cu ora 22, se va opri și circulația pe urcare spre Copou, datorită faptului că scena e impusă în fața Casei de Cultura Studenților și la acea oră nu deranjăm foarte tare, că nu este trafic așa. Da, așa e. La ora 10, în mod normal, ar trebui ori să fie la concert, ori acasă. Dar, în schimb, vom oferi un spectacol frumos. N-am avut până acum varianta asta cu concert după, după super specială, dar o să vedem cum o să fie. Eu zic că o să fie bine. Spuneți-ne, pentru ieșenii care au citit foarte mult despre ce se va întâmpla, ne-au ascultat și, bineînțeles, și v-au auzit și pe dumneavoastră, exact mâine la ce să ne pregătim? Adică eu mâine dimineață mă trezesc și vreau să particip la acest eveniment. Cu ce trebuie să fac? Nu trebuie să vă treziți prea devreme. Mă trezesc la 5 oricum, deci. În cazul dumneavoastră, da. Dar cei care doresc să vadă începutul acestui concurs, începând cu ora 13, vom da startul shakedown-ului. Shakedown-ul la raliuri este o sesiune de teste de ultime reglaje înainte de concursul oficial. Iar după amiaza urmată, începând cu ora 6, vor începe să meargă cu mașinile pe acea zonă închisă. O demonstrație făcută de campionul național Vali Porcișteanu, vom vedea și o fanfară militară, vom vedea și superbii noștri băieți de la rugby defilând cu torțe în răpa galbenă. Bineînțeles, spectacolul auto și urmat de concertul Deliei. Așa este. Vom mai vorbi despre acest eveniment pentru că vrem tare mult să aflăm exact ce putem face. Vom vorbi un pic și despre siguranță, da? Pentru că e un subiect foarte important pentru noi participanții, să știm că suntem în siguranță la raliu, însă deocamdată ne întoarcem la muzică.